Tineri între 16 și 35 de ani și primesc ca și subvenție la nivelul salariului minim pe economie, 1050 de lei, timp de un an de zile și sunt scutiți de plata contribuțiilor către stat pe o perioadă de 3 ani. Indiferent, dar să facă dovada că ei nu au mai lucrat, deci primul meu loc de muncă, nu au mai lucrat decât cel mult 6 luni de când au terminat școala. Vorbim despre proiectul Fii activ la orice vârstă. Este un proiect care se finalizează, este al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Perioada de implementare a fost mai 2014, noiembrie 2015 și obiectivul general al proiectului îl constituie conștientizarea în rândul clienților serviciului public de ocupare a importanței conceptului de îmbătrânire activă pe piața muncii și oferirea de instrumente informative specifice necesare instituțiilor serviciului public de ocupare. Grupul vizat fiind reprezentat de 43 de instituții ale serviciului public de ocupare. O să vă spun că ca și rezultate al acestui proiect, este un proiect, practic o campanie de informare în rândul persoanelor cu vârsta peste 55 de ani, dar nu în ultimul rând a angajatorilor care sunt destul de reticenți în urma anchetei sociale care s-a realizat la nivelul țării. Angajatorii nu prea doresc să angajeze din această categorie persoane peste 55 de ani și s-au făcut foarte multe spoturi, audio, video. Este și o pagină de Facebook cu Fii activ la orice vârstă, dacă o accesați, foarte multe bannere, pliante. Este foarte interesant de știut că din întreaga populație activă, deci vreau să zic că locurile de muncă care se adresează acestei categorii de persoane la nivel național sunt 4258 de locuri de muncă vacante și 8% din grupul acesta peste 55 de ani ocupă aceste locuri. Deci la nivelul lunii, deci sfârșitul lui septembrie, aveam 15% din totalul șomerilor înregistrați din această categorie la nivel național. Problema este să conștientizăm că aceste persoane în vârstă este foarte benefic pentru ei să ocupe un loc de muncă. De ce? Fiecare are acasă un părinte, un bunic care se încadrează în această vârstă și practic și psihicul lui este mult mai bun dacă are o ocupație. În plus, are un venit al lui și nu este incomod, adică știm cu toții că o persoană care este inactivă mereu se spune, uite, stă pe capul meu sau indirect spus asta. Deci încercăm să încurajăm, mai ales că la nivel, deci până s-a făcut un studiu, că până în 2050 se estimează că numărul persoanelor care vor avea peste 60 de ani se va dubla, ajungând la 2 miliarde de oameni și 80% dintre ei vor trăi în țări cu venituri mici și medii. Și aceste descoperiri trebuie să se găsească soluții pentru adaptarea la aceste realități, la conceptul de îmbătrânire activă. Deci asta este o propunere la nivel mondial. Deci este și faimosul proverb, cine n-are bătrân să-și cumpere, iar pe de altă parte, chiar asta, cum vă spuneam, aici este un citat, de ce să-i ținem pe pensionari, de parcă aceștia ar fi oameni care n-ar fi muncit niciodată și parcă noi vom rămâne pe veci tineri. Deci există mentalități care trebuie să se schimbe și să se adapteze vremurilor. Deci să-i facem să fie cât mai activ, pentru că le este benefic atât lor, fiind activ și creierul este activ și
ei sunt, au alt stimul de viață. Cam asta, nu vreau să vă plictisesc cu proiectul, se va finaliza acum în luna noiembrie. S-au realizat foarte multe spoturi, audio, video, bannere, pliante pe care noi le vom distribui, trebuie să le primim, urmează acum la începutul lunii. Dar foarte mult s-a mers pe mediatizarea audio și video. Probabil ați văzut și la televizor că sunt și pe Antena 1, Antena 3, TVR 1, TVR 2. Referitor la EURES, avem foarte multe locuri, 2000 de locuri de muncă, 2204. Cea mai nouă ofertă este aceea cu Portugalia. Chiar astăzi am vorbit cu colega de la EURES care a plecat într-o delegație și îmi spunea că s-a discutat, selecția va fi în Moldova, deci va fi o întâlnire directă între solicitanții de loc de muncă. Această ofertă va fi pentru agricultură, pentru recoltarea zmeurei. De data aceasta vor primi și femei și bărbați cu vârsta între 18 și 50 de ani. Și din cauza că mereu aceste selecții au fost în Oltenia, acum cei din zona de nord au cerut să fie și la ei o selecție și va fi, se pare, la Roman. Și atunci cei care vor să aplice pentru aceste locuri de muncă vor trebui să vină să ia legătura cu consilierul EURES din cadrul AJOFM Gorj. Se pare că angajatorul vrea ca aceștia să aplice direct într-o platformă online, să-și depună CV-urile, și cei care doresc să fie sprijiniți în acest sens vor fi ajutați de consilierul EURES din cadrul AJOFM Gorj, pentru că și distanța este foarte mare până la Roman și atunci se va face o preselecție a CV-urilor. Și vor ști exact cei care vor fi invitați să meargă la preselecție. Campanii de informare au fost, deci scopul acestui proiect a fost să informeze, deci nu alte acțiuni. S-au făcut câteva, aveți în mapă, în material, câteva seminarii cu purtătorii noștri de cuvânt, au fost la Sibiu imediat. Tot ca să-i conștientizeze și, deci, 8 ateliere de lucru au fost cu angajații SPO din fiecare regiune de dezvoltare. Pentru a pregăti personalul SPO pe termen lung, pentru a interacționa direct cu aceste persoane. Până la urmă, știți cum este vorba de o conștientizare chiar și a angajatorilor, că nu trebuie. Adică trebuie să le ofere o șansă și persoanelor cu vârsta peste sunt 55 de ani. Foarte mulți care mai au până la pensie 10 și ani și coroborat, ce să facă coroborat oamenii. Cu subvențiile pe care le dăm noi, le oferim angajatorilor, să le ofere o șansă celor cu vârsta peste 55 de ani să aibă un loc de muncă. Sunt cele tradiționale pe care le acordăm, fie că sunt, se încadrează pe legea 76, că sunt șomeri cu vârsta peste 45 de ani și fie că șomeri indemnizați sau neindemnizați, dar sunt înregistrați în baza noastră de date și angajatorul primește, la ora actuală mă refer, 500 de lei lunar, timp de 12 luni, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu 18 luni, deci anul de subvenție plus încă 6 luni, sau poate să acceseze dacă persoana mai are cel mult 5 ani până la pensie, deci automat este peste 55 de ani, să beneficieze pe toată perioada, deci 5 ani de zile, să beneficieze de 500 de lei lunar. Ceea ce este ceva, e un ajutor pentru angajatori. Și plus că aceste persoane sunt foarte bine pregătite, au o experiență foarte mare. Și pe lângă faptul că au și o experiență foarte mare, parcă au și responsabilitatea locului de muncă.